Noi, Luțule, noi mergem, tată, să te luăm pe semnătură. Ce să faci un certificat la băiat, iubitul meu, of. A avut o noapte bună, a dormit cât de cât. Acum spre dimineață s-a stricat. Dar cine stătea azi dimineața la ora 7 cu băiatul? Ne uitam pe Netflix la The Last Castle. Deci ne-am uitat la un film împreună, vreo două ori și ceva, nu-i așa, tata? Deci ăsta e, a scris cineva un comentariu amuzant, că noi avem un copil de tip bufnițoi. Ziua aia doarme și noaptea este de veche. Lasă-o să doarmă. Iubitul meu. Hai să luăm pe semnătoare. Mergem. Recunosc, hai. Vrei să te luăm pe semnătoare și pe tine? Te avem deja pe semnătoare. Nu? Ești tu pe nume acolo, tu ești mama, nu? Da. Soțioara? Da. Ia zi tu ce act avem nevoie să ne luăm băiatul în gestiune. Deci în cazul nostru, pentru că suntem căsătoriți și avem același domiciliu în buletin, ne trebuie doar cartea de identitate, cartea de identitate a tașa mea, certificatul de căsătorie și certificatul constatator eliberat de Regina Maria. De maternitate. De maternitate unde am născut. Aha. În cazul în care nu sunteți căsătoriți, aveți nevoie și de certificatele de naștere și dacă părinții nu au domiciliul în același loc, trebuie să faceți o declarație la sediu de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și prin asta rezolvați. Deci nu aveți nevoie de foarte multe acte. Oricum, în maternitate vă dau o foaie cu toate detaliile astea, dar am să vi le puneți pe vlog, că poate sunteți interesați ca să știți să fiți pregătiți. Avem o ușoară problemă în maternitate. Acolo i-a scris numele Ionescu Noela Kim cu liniuță. Noela Kim. Da. Și noi vrem să fie fără liniuță. Mama mi-a zis că s-ar putea ca asta să fie protocolul, să fie trecută cu liniuță treaba asta, dar oricum o să vorbim la când mergem să ne înregistrăm, să spunem că nu vrem cu cratimă. Și apropo, vedeți că programul la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, unde trebuie înregistrat, este de la 8.30 la 1 de luni până joi și vine de la 8.30 la 12. Deci ca să știți că lucrează foarte puțin. Hashtag bugetar. Deci aici am fost noi la, când era Magnolia în Florida. Da. Și uitați cum e acum, e înverzită. Nici mai face nimeni poza cu ea acum. Păi, gata. Discriminare, rațiști. Suntem în zona asta aici, Chiselef, frumos, elegant, civilizat și Georgiana se uită la alte case, așa, știi? Și noi avem vorba asta tot timpul când vedem că o casă frumoasă, spune nu ne înșela casa. Nu ne înșela casa. Casa noastră este perfectă. Nu râvni la bunul altuia, cum e aia? Deci, dar văd că scrie sector 1, aici e problema. Nu poate, pentru că el s-a născut în sectorul 1. Probabil. Deci, era o coadă aici, ca la pâine pe vremea lui Ceașcă. Ca să înțelegeți, noi aveam numărul 66 și abia s-a ajunsese la numărul 28. Se închide programul într-o oră și un sfert. Și nu stăm pentru că nu are niciun sens să stăm. Mâine dimineața la ora 8 și jumătate sunt eu aici să rezolv toate cele. Și aveți nevoie de copii, după toate actele, faceți să fie, că nu se știe niciodată. Da, dacă n-ai dosar cu șină și copie după toate actele, nu există în România. Noi am făcut, e bine că ai chiar acolo Xerox. Da. Mă întorc eu mâine dimineață. Foarte multă lume, a crescut natalitatea. Bună și pandemia asta la ceva. Bună ziua! Sasi! Iubire, ai mâncat, ți-a dat bunii să fac, da? Bravo, mamă! Și acum sunt singur în mașină pentru că mă duc să fac un test drive cu Tesla. M-am programat la cei de la Tesla și astăzi mă joc cu Tesla Model 3. Clipul ăsta va veni pe canalul principal, așa că abonați-vă și acolo, pentru că mă gândesc că e mai bine să centralizez toate informații acolo. Haideți cu mine! Bam, bam! Treaba de aici începe de la promenada din parcare. Coborâm la minus 2 unde sunt supercharger de Tesla. Haideți cu mine! Pam, 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 și am zis la supercharger. Ia uitați-le! Cu asta mică ne dăm. Ia uite ce frumoasă e. Da, deci începe show-ul. Mi-am pus acolo frumos cameră, avem o cameră aici. O să fie Mihnea de la Tesla cu noi, el nu o să apară în filmare, o să stea în spate, nu o să se vadă, dar o să-i se audă vocea, adică îi pun o groază de întrebări. Am ajuns în parcare la promenada, gata, a fost o experiență super tare. Abia aștept să vedeți vlogul pe canalul principal când va apărea. E ceva fin. A, și sistemul, doamne, cât de bine se aude sistemul audio. Fix asta va fi tapizeria pe care blatez la mea, albă. E super tare, deschide foarte mult mașina. Hai acasă, hai la Noel, hai la Ionesca, hai la Sășica. Pate, Zluțo. Cum stau mașinuțele. Una lângă alta. Dar ce se petrece aici, domnule? Ce să facem? Am scos un pic băiatul la aer.
Ați se observa ce ținut avem. Foarte sexy sunt toți. Bulănașe. Bulănașe și să și care bulănașe. Uitați-vă la ea cum stă și îl păzește. Da, tocmai ce și-a tras o mare zgârietură pe față. Ia, fiți atenți aici, cum se zgârie. Uite ce-a făcut pe față. Și mânuși de alea n-ai cum să-i pui pe căldura asta. Super cald. Asta i-am tăiat unghiile acum 2 zile, i-au crescut din nou, o să le mai tem din nou, n-am ce să facem. Nu te mai zgâria pe față, mama, gata, lasă mânuțele alea. Între timp avem și o mică alergie. Ia explică-ne, Georgiana, am și o foaie aici cu chestii. Păi, pe scurt, tatălul s-a spus să iei loc lângă noi, ca să nu fie un interviu. Olaia, clanul e niște informație completă, domnule și domnule. Pe scurt, astăzi de dimineață, pe la ora 9, am observat că domnul Noeluț are o mică iritație pe corp. Urma să vină mâine un doctor neonatolog să îl vadă, dar pentru că eu nu am avut răbdare până mâine, am dat niște poze pe WhatsApp să vadă despre ce vorba și mi-a zis, măi, hai că vin astăzi, îmi fac timp. A venit astăzi să-l vadă, la prima vedere a spus că pare a fi o alergie la lactoză. Cât a fost aici, a și vomitat și cumva ce a văzut în vomă, adică a fost o vomă care avea și fiere în ea, plus iritația de pe corp, cumva s-au meciuit și concluzia este că este suspect de o alergie la lactoză, lactate, practic eu nu mai am voie să mănânc nimic ce conține lapte de vacă, nici măcar carne. În plus, ca să fie treaba, trebuie să evit așa, alfa și beta lactoglobulina, caseina și lactoza. Deci trebuie să citesc absolut orice etichetă de la orice mănânc, unde dacă am aceste trei ingrediente plus lapte praf sau lapte de orice fel, nu am voie să mănânc. O să mergem mâine și la alergolog cu el, ca să vedem exact dacă este așa sau nu e așa. Și cam asta e viața noastră. Și am luat și espressoul ăla de lapte. L-am luat, dar nu mai are voie să mănânce lapte praf. Ne-a recomandat un brand de lapte praf, dar a zis că doar la urgență, altfel mă mulc și las lapte acasă. Am explicat exact cum se încălzește, cum se depozitează și absolut tot. A zis că nu este ceva grav, este o intoleranță și alergie destul de întâlnită la bebeluși, care nu poate, adică nu o să dureze la infinit, poate să dureze o lună, două, sau poate să dureze toată viața, dar în principiu a zis că se rezolvă, de asta merge și la alergolog mâine, am reușit să găsim loc. Ce să zicem, încercăm să facem tot ce e posibil ca să fie bine, rest este bine, a luat bine în greutate, suntem în parametri cu tot, suntem bine. Da, mâine mă duc eu să îl iau la primărie, că astăzi n-am putut să stăm din cauza aglomerației. E și vina noastră că am ajuns acolo pe la 12:30 și se închidea la 1. Nu, la 11:10 eram acolo, da? La 1 se închidea, da. Ideea e că mă duc eu mâine dimineața la prima oară, la 8:30 se încede, deschide acolo, eu o să fiu la 1:15 acolo, să fiu sigur că e ok. Mâine luăm pe individ pe semnătură. O să fie bine, sunt sigur de asta. O să pot să mers pe sorul la ideea în care poate intoleranța asta e pentru o perioadă scurtă sau poate de fapt nu e alergic la lapte, vom afla mâine. Și neonatologul ne-a spus același lucru, să-l păstrăm, să nu-l dăm, pentru că chiar dacă nu-l vom folosi, cu siguranță îl vom putea vinde mai departe, deci nu e o problemă, hai să nu-l vindem, să nu-l dăm, mai ales că i-am și spus că am așteptat vreo 2 săptămâni pe el. Oricum, cel mai important este să fie el bine. Absolut. Și mâine vom afla toate informațiile astea. Hai să facem un update. Pentru că n-o să urmeze clipul cu unboxing-ul și cu montatul. Exact. Deocamdată trebuie să rezolvăm problema. E on hold. Da, deocamdată sunt exclusiv și eu un regim alimentar. Important este să fie bine, exact. Să fiți amândoi bine. Explică-le oamenilor care e faza cu ochișorii lui Ioroși așa acolo, ce are el la ochișori. Se numește sărutul îngerilor în limbaj popular. Sunt niște semne din naștere care se duc în câteva luni. Majoritatea nou-născuților le au pe ochi, pe frunte, pe ceafă. El are doar pe ochi. Nu este nicio problemă medicală, pur și simplu se vor duce. Deci nu e nimic grav. Și am împărtășit și cu voi povestea asta cu alergia, în ideea în care poate unii dintre voi veți trece prin așa ceva, Doamne ajută să nu, dar să fiți atenți și să vorbiți rapid cu doctorul, ca totul să fie bine. Atât de simplu este. Asta mi-a spus și neonatologul, e foarte important să fiți prezenți și să observați orice schimbare, cât de mică e și orice se poate rezolva dacă este descoperit din timp de asta și mergem mâine la alergolog. În ideea în care să luăm totul din pripă ca să nu se agraveze. Totul este despre atenție. Să fii atent la copilul tău, să stai cu ochii pe el. Noi am experimentat asta cu Sășica, adică suntem tot timpul atenți la cea mai mică chestie. Când e ea apatică, când nu știu, nu mănâncă, noi intrăm în priză să vedem ce se întâmplă. Hai de simplu. Trebuie să fii atent. Și lucrurile sunt ok. Stimați consumatori de vloguri ionesciene, putem concluziona că acesta a fost vlogul de astăzi. Zilele astea, mâine,
poi mâine, de fapt. Cred că poi mâine, că miercuri, pe la vreo 12 așa vine vlogul cu Tesla, cu Tesla Drive-ul, cu Tesla Drive-ul. Da, iubitule, este super nervos. Ne vedem mâine pe canalul ăsta de daily. Și vedeți că am pus clip nou pe aici sau la pachet. Crăciun fericit? Da, mai fericit. Crăciun fericit și Crăciun sănătos, dacă se poate. Pupici! Yeah.